Producătorii agricoli care dețin terenuri amplasate după traseul Râbnița Tiraspol vor fi scutiți de TVA. Astfel, fermierii din localitățile raionului Dubăsar vor avea posibilitatea să-și treacă mai ușor produsele agricole prin posturile vamale. Decizia a fost aprobată de guvern. Executivul a completat regulamentul privind transportarea mărfurilor din localitățile de est ale țării prin posturile vamale interne de control. Astfel, proiectul prevede scutirea de plată TVA a producătorilor agricoli din satele lovata Nouă, cocieri Noroțcaia, pohrebea Coșnița și pârâta, cu condiția prezentării în original a certificatului eliberat de primăria localității care să ateste deținerea terenurilor în posesie cu indicarea suprafeței acestora precum și a acțiunii în original eliberat în modul stabilit de Consiliul Raional Dubăsar privind cantitatea producției prognozate de a fi recoltată Menționăm că până în prezent, producția agricolă obținută de persoanele fizice sau juridice de pe terenurile amplasate în partea de est a traseului M4 Tiraspol Râbnița era supusă controlului și impozitată ca fiind producție agricolă de import.